Gândindu-mă la un eventual top al anului 2016, mi-am pus întrebarea ce știre ar merita titlul de evenimentul anului. Poate cele 10 condiții puse de platforma, da, așa zisul lui președinte Dodon, pe care acesta este obligat să le pună în aplicare în cel mult 10 zile după investire. De ce nu? Mai ales dacă ținem cont de faptul că se anunță reluarea acțiunilor de protest în cazul în care Dodon nu va reacționa. Sau poate că în top merită să fie știrea despre șeful delegației UE la Chișinău, Pirca Tapiola, care aflându-se la un târg de caritate, a refuzat să cumpere produse ale fundației Edelweiss, ce aparține mafiotului Vladimir Plahotniuc. Oare un asemenea titlu n-ar ține prima pagină a oricărui ziar din lume? Ba da! Cu atât mai mult cu cât societatea civilă i-a sărit în apărarea ambasadorului după ce acesta a fost atacat de holdingul Goebbels TV. Dar dezvăluirile făcute de șefa comunității armene despre Costea Borset, care a condiționat eliberarea fiului ei din detenție cu obținerea unei declarații a killerului Proca, cum că acesta nu-l cunoaște pe Plahotniuc și că n-a primit de la el ordin să-l asasineze pe bancherul Gorbunțov. Super știre despre super regim criminal. Dar votarea în prima lectură a legii cu privire la amnistia fiscală a tuturor hoților? Cum să nu încapă în top o asemenea știre? Mai ales dacă ținem cont de faptul că după protestele vehemente ale societății civile, trepădușul Sergiu Sârbu a venit cu declarații arogante, cum că legea poate fi doar îmbunătățită, nu și anulată. E bine, după toate acestea, finul Candu a fost nevoit să spună cu jumătate de gură că în a doua lectură legea va fi votată doar după consultarea cu partenerii externi, Banca Mondială, FMI, etc. Dar ce spuneți despre declarațiile oligofrene ale așa zisului președinte Dodon despre războiul de pe Nistru? În capul lui a apărut ideea să-și ceară scuze de la regimul separatist pentru declanșarea conflictului. Trebuie să înțelegem că în cadrul Partidului Socialiștilor nu s-a găsit niciun doctor care să explice că războiul a fost provocat de Rusia, fapt recunoscut de Lukianov în persoană. În singura lui circumvoluțiune a lui Dodon a mai apărut o idee. El crede că acordarea burselor de studii de către statul român înseamnă românizarea tinerilor noștri care sunt români din naștere. Bine, asta ar fi o problemă medicală personală a unui individ pălit de avion, dacă acesta nu ar fi cerut Rusiei să intervină mai hotărât în soluționarea problemei. Iată așa ceva deja miroasă pușcării. Mă gândesc că ar exista încă multe știri de felul acesta care ar pretinde la locul întâi în topul evenimentelor anului 2016. În ultimele zile ale anului însă s-a întâmplat ceva care a răsturnat definitiv percepția și viziunea mea asupra topului pe care încerc să-l întocmesc. M-a șocat știrea despre tipul care, aflându-se în piața centrală din Chișinău, a încercat să-și aprindă o țigară. Nu știți despre ce este vorba? Pe scurt, unui cetățean i-a venit cheful să fumeze în aer liber, în spațiu public, cum ar veni. Doi polițiști zdravini au reacționat prompt și l-au doborât la pământ fumătorului, țâșnindu-i sângele pe nas și pe gură. Mai târziu, polițiștii vor declara că nu ei l-au trăznit în plină figură, ci individul singur s-a lovit de un obiect contundent. Această versiune mi se pare cât se poate de credibilă. Apoi a venit un al treilea slujitor al legii care l-a încătușat pe violatorul ordinii publice. În legătură cu această reacție promptă a poliției, aș vrea să-mi exprim gratitudinea venită din partea miilor de cetățeni care brusc s-au simțit protejați, apărați, puși la adăpost și ocrotiți chiar de forțele noastre de ordine.
doborâre la pământ a unui eventual hoț de miliarde, a unui eventual coordonator al mafiei, al unui eventual escroc care nu-și poate justifica averele dobândite decât prin furt și atacuri raider, stârpirea de rădăcină a unui rău atât de mare, ziceam, constituie, dacă ne uităm mai bine, un prim pas pe calea luptei cu mafia, corupția și sărăcia. În concluzie, anul curent se sfârșește pe un ton apoteotic, iar cel viitor semne bune anulare. Astăzi, în cadrul cabinetului din umbră, îi avem ca invitați pe Anatol Țăranu, analist politic, Valentin Dolganiuc, membru al Platformei Civice Demnitate și Adevăr, Vicislav Negruță, fost ministru al finanțelor și analistul politic Victor Cebanu. Așadar, eu am încercat să-mi fac un top al meu, așa cum m-a dus mintea. Am să vă rog și domniile voastre să vă gândiți la un eventual top. Dar realitatea bate nu doar filmul, realitatea bate orice imaginație, oricât de liberă ar fi aceasta. Astăzi, de exemplu, un alt eveniment tinde să-și facă cu coatele loc în acest top, este vorba despre președintele Timofte, care și-a cerut scuze de la Plahotniuc. Bineînțeles că paralela, imediat îți are în minte o paralelă cu anul 2013, când Vlad Filat, după aceea, a încercat să lupte și el cu Plahotniuc, și-a cerut scuze la fel, într-un interviu și în aceeași manieră. Dar nu această paralelă, cred că este de remarcat aici. Vlad Filat a sperat că în felul acesta va cerși de la Plahotniuc o clemență și nu și va fi lăsat în pace. A greșit foarte amarnic Vlad Filat. Președintele Timofte crede că în felul acesta băiatul, copilul lui la care face trimitere în interviu, va fi lăsat în pace. Greșește amarnic fostul președinte Timofte. Valentin Dolganiuc. Începem cu topul. Începem cu orice. Cu orice. Nu, dacă suntem la sfârșit de an, într-adevăr am venit cu colecții pregătite, pentru că am încercat să găsesc sensul pozitiv al acestui top 5, care de fapt eu am venit cu un top 6 de cele mai 5 evenimente și declarații care le-au fost făcute pe parcursul. Bun, să le auzim. În viziunea mea, pe primul loc, eu am pus într-adevăr această declarație care a menționat a lui Dodon, atunci când este cea mai cinică declarație pe care am auzit-o de la 25-26 de ani, de la 1992 încoace, ca să spunând, declarând că, de fapt, Republica Moldova a declanșat acel război din 1992. În Ucraina, domnul Dolganiuc, o asemenea declarație ar fi fost catalogată astfel, nu cinică, criminală. Și președintele... Și în Georgia, la fel, ar fi catalogată. Exact. Și Dodon era deferit justiției ca o crimă împotriva statului. Ce se va întâmpla cu Dodon oricum, mai devreme sau mai târziu. Deci aceasta am catalogat-o pe primul loc. Bun. Pe celelalte locuri, ceea ce am avut pe parcursul acestui an 2015, în cel mai cinic mod, votarea și înscăunarea guvernului Filip. Pe locul 2, deci am și cu acest jurământ la miez de noapte, la fel de cinic, care jurământ se numește. Da, asta aici pretindem să intrăm în cartea recordurilor. Nu știu dacă în lume am avut asemenea performanță. Asta este, deci... Un alt, pe locul 3, am plasat retragerea lui Lupu din cursa prezidențială, într-un mod în care el... Cea mai misterioasă retragere, dar cea mai cinică declarație în ceea ce privește susținerea mai Sandu de către Lupu și de către Plahotniuc în această campanie electorală. Pe locul 4, validarea scrutinului prezidențial, iarăși într-un mod cinic, de către Curtea Constituțională la propunerea CEC-ului, fără a lua în calcul toate încălcările de legislație care au avut loc în acest scrutin electoral. Ar fi bine să revenim ceva mai târziu la acest... Pentru că, de fapt, toate argumentele sunt pe tapet ca acest scrutin electoral să nu fi fost validat. Încă o dată se cere de făcut paralela cu Curtea de la Viena. Pentru un clei, pentru un nenorocit de clei,
Alegerile au fost suspendate. 31.000 de plicuri și unele din ele putea... Și doar pentru suspiciunea că ar putea fi. Cineva... N-a fost găsit niciun vot fals. Locul 5, restituirea miliardului furat de către cetățeni. Iarăși un act cinic pus, plasat pe spinarea cetățenilor și așa cum am spus, ca bonus în acest top 5, dacă ne amintim, așa zisul concurs și numirea lui Poale Lungi și al lui Harugin, deci în funcțiile respective. Da, asta e bonus bun. Vecislav Nigruță, hai să cu topul să vedem dacă va fi servit un top, dar o știre, un eveniment totuși ar trebui cumva să-l descifrăm. Ce e cu această misterioasă schimbare de macaz? Până acum mă refer la legea cu amnistia fiscală. Foarte tare se țineau pe poziții și este Roșia Sârbu și e Finucandu, domnule, este o lege în fața experților internaționali. Hopa, brusc, a spus, nu, da, de fapt, știți, trebuie să ne consultăm. Pirca Tăpiolă a spus, domnule, da, dacă femeie și Banca Mondială au dubii și noi avem dubii, care e de desubtul acestor schimbări? Stimularea fiscală. Bine, probabil că acest subiect, acest proiect năstrușnic a apărut cumva peste noapte și pe sub masă, undeva se înscrie în lista unor topuri. De fapt, e o surpriză anului 2016, care s-a dorit a fi votată probabil imediat în două lecturi și după sărbători să fie pusă în fața faptului împlinit atât societatea, cât și partenerii de dezvoltare. Pentru că, dacă ne uităm foarte atent, acest proiect a fost înregistrat oficial pe 1 decembrie în Parlament, exact în perioada în care misiunea Fondului Monetar era la Chișinău. Între 29 noiembrie, 2 decembrie, misiunea era aici. Și s-a evitat orice discuție și aluzii că ar exista o astfel de idee. Pentru că întreaga lume, și lumea de aici din Chișinău, dar și din afară, știe foarte bine, în condițiile în care în 2016 găuri străine și datorii străine sunt convertite în datorii de stat și miliarde sunt puse pentru următorii 25 de ani pe seama cetățenilor, în condițiile în care frauda bancară nu a fost finalizată investigația nici internă, dar nici externă, această șmecherie, acest proiect năstrușnic pare a fi rupt din realitate. Reacția a fost pe măsură, probabil că în primul rând aici pe intern, când societatea civilă și mai multe ONG-uri și-au consolidat cuvântul prin declarații, prin solicitare de audiență la Fondul Monetar, reprezentanța de aici de la Chișinău, Banca Mondială, ambasadori străini acreditați aici la Chișinău. Până la urmă, acest proiect pe filiera experților a arătat toate riscurile care implică acest proiect, iar instituțiile străine au reacționat, este adevărat, au avut nevoie probabil că de timp ca să facă și expertiza necesară, ca ulterior să le dea din deget guvernanților, să spună, oameni buni, noi când am semnat memorandumul pentru 3 ani înainte, astfel de subiect n-am abordat, n-am avut așa înțelegeri. Doi, sunt câteva reforme lansate în Republica Moldova, în special e vorba de domeniul justiției. Iar acolo avem două elemente importante, ce ține de legea nouă cu privire la procuratură și al doilea element este Autoritatea Națională de Integritate. Ori astfel de legi pun cruce pe efortul respectiv. Cu ce ori să ocupe procurorii și agenții? Integriști. Și cei care au grijă de integritate. Și noi avem legi doar în care fiecare cetățean este egal în fața legii. Și acum se întâmplă un lucru ciudat, că în 2016 cei care plătesc impozite au primit o povară pentru următorii 25 de ani sub formă de datorie preluată și datorii de stat pusă pe umerii cetățenilor. Și avem un segment foarte îngust de cei care au obținut bunuri, venituri, pe care nu le-au declarat, și care nu plătesc evident impozite și la sfârșit de an au mizat să primească un bonus sub formă de legalizare a acestor proprietăți și venituri. Dar aici mai este un moment. Eu sunt sigur că și cei de la Banca Mondială, Fondul Monetar și reprezentanțele străine au văzut riscuri, nu doar ce ține de Republica Moldova, ci alte ilegalități admise peste hotare ar fi tentați să vină în Republica Moldova să le legalizeze. Și atunci, evident că mesajul trimis de Banca Mondială ieri... Criminal. Exact. Mesajul
diplomatic oarecum transmis de către Banca Mondială, făcut public ieri, s-a încercat azi de dimineață cumva să fie interpretat altfel, să placeze accentele, de genul că proiectul de fapt va fi îmbunătățit pentru lectura a doua. Și imediat a venit reacția pe măsură a celor de la Fondul Monetar. Noi, de fapt, asta am avut în vedere. Sunt riscuri majore de a tărăgăna tot ce se cheamă aplicarea legii. Sunt riscuri majore de spălări de bani. Și perpetuarea situației în care s-a pomenit Republica Moldova. Din acest considerent, punctul meu de vedere este unul categoric. Acest proiect trebuie să fie imediat retras din Parlament, imediat trebuie să fie retras, pentru că ceea ce au expus cei de la fond și cei de la bancă este contrar conceptului pus și adoptat în prima lectură. De fapt, cine a ridicat mâna acolo? Eu sunt sigur că ei puțin au înțeles despre ce este vorba, dar beneficiarii știu ce fac. Două întrebări în legătură cu asta, foarte scurte, apropo de principiul egalității. Bun, să admitem aia care au furat 100 de milioane. Va spune, domnule, nu pot justifica cum m-am furat, plătesc, sunt de acord să plătesc 2%, asta sunt 2 milioane și cu asta basta. Va beneficia de aceeași clemență, eu nu știu, o pensionară, de exemplu, care are 800 de lei și are datorii pe 2-3 luni la niște servicii. Nu are nicio, cum să zic, în vizorul acestui proiect, în vizorul acestui proiect, nu sunt oamenii care sunt corecți cu legea, ci un segment foarte îngust, 8-10% de funcționari, foști funcționari, politicieni, care au beneficiat prin diferite șmecherii și scheme de privatizări, achiziții publice, trafic și alte lucruri, au devenit proprietari de anumite active aici în țară și peste hotare și au nevoie să le legalizeze aici. De ce? Pentru că investigația internațională efectuată de aceeași companie Kroll pe faptul fraudei bancare, pas cu pas, ajunge la nume, companii, jurisdicții, unde sunt aceste active și acești beneficiari. Pentru că unii din autorii acestui proiect cumva poate să văd amenințați cu active blocate, sechestrate peste hotare, au decis să le aducă cumva aici în Republica Moldova și aici având justiția la îndemână, procuratura și alte entități ale statului să-și protejeze averele. Nu e vorba de pensionar și nu e vorba de cel care e corect cu legea. Un pronostic. Ce se va întâmpla cu acest proiect de lege? Acest proiect de lege trebuie să moară. Noi știm ce trebuie. Va fi votat sau nu? Având în vedere că în Republica Moldova e posibil orice, chiar și imposibilul, având în vedere că acel pachet de 57 de mâini ridică mâna sus când se apasă butonul, nu exclud acest proiect să se insiste pe el, dar în cazul dat, categoric pot să afirm, noi riscăm să ajungem exact, să ajungem într-o izolare totală și partenerii de dezvoltare să ne lasă singuri să ne descurcăm. Poate cineva asta își dorește, pentru că undeva partenerii de dezvoltare le încurcă anumitor aranjamente, poate ce ține de privatizări accelerate, pentru că resursele respective trebuie undeva valorificate. Nu știu, dar din punctul meu de vedere, proiectul dat trebuie să fie oprit și e bine că societatea civilă a avut un cuvânt greu de spus, iar partenerii au reacționat și au pus piciorul în ușă de data aceasta. Okay. Anatol Țărănu? Deci, top 5, top 4, au fost foarte multe evenimente, foarte mult. A fost un an eșec pentru Republica Moldova în politică. Pierderile sunt atât de mari că uneori chiar mă gândesc că unele dintre ele sunt irecuperabile pe o perspectivă lungă. Când am făcut topul meu, m-am gândit la influențe de lungă durată a celor evenimente care s-au întâmplat în anul 2016. Este evident, cel mai mare și cel mai semnificativ eveniment al acestui an a fost alegerile prezidențiale. Și faptul că aceste legi au fost câștigate de către o persoană cu viziuni anti-europene, cu viziuni antinaționale, dacă doriți, fiindcă antiromânismul președintelui ales al Republicii Moldova, de fapt este o viziune profundă antinațională. Și influența pe o perioadă lungă de timp, cel puțin pe 4 ani, nouă ne este garantată. Al doilea eveniment care iarăși va avea o influență de lungă durată
este acest furt al miliardului. Furtul miliardului și faptul că el a fost, de fapt, pus pe umerii tuturor cetățenilor Republicii Moldova. 25 de ani, noi toți vom resimți consecințele acestei 25 de miliarde. Decizii politice care a fost luată și a fost adoptată în acest an. Următorul eveniment care iarăși va avea influență, după părerea mea, este decizia Curții Constituționale din 4 martie, care a făcut ceea ce a făcut, a schimbat Constituția. De fapt, un organ de stat care nu are aceste împuterniciri a răsturnat toată regula conceptul constituțional din această țară. Iată, consecințele eu nici nu mă apuc acum să le estimez. De fapt, în Republica Moldova nu există lege. Noi suntem un stat scoși în afara legii. Încă un eveniment care, indiscutabil, va avea o influență enormă, numai dacă nu se va întâmpla ceea despre ce a vorbit domnul ministru acum, este vorba despre această lege, Buclucaș. Poate cuvântul Buclucaș e foarte blând. E zglobiu cuvântul. Zglobiu în raport cu ce? În raport cu ce? Cu această monstruozitate care este pregătită. Și este absolut evident, și aici sunt de acord cu domnul ministru, că, de fapt, Republica Moldova se preface într-un paradis criminal. În acest paradis, acum au venit toate miliardele furate în alte părți să primească aici o ocazie. În Ucraina vecină s-a mai întâmplat o minune de felul ăsta. Da, și ei vor veni în coace ca să se aici, în această țară, să se legalizeze. Iar pentru că această legalitate să existe, ei vor face tot posibilul ca banii care vor veni în coace. Și eu cred că vor fi sume enorme. O parte din acești bani vor fi cheltuiți ca acest sistem de Republica Moldova niciodată să nu se schimbe. Nu mă închipuiți-vă ce se întâmplă cu această lege. De fapt, noi intrăm în zona consolidării enorme a sistemului care, de fapt, legalizează aceste furturi. Și nu e vorba de miliardul nostru. E vorba de o sumedenie de miliarde furate în diverse părți ale lumii. Droguri, armament, prostituție și așa mai departe. Că toate vor veni în Moldova ca să fie aici legalizate. Și ultimul eveniment pe care nu pot să nu-l menționez, ca să dau măcar un dram de optimism moldovenilor, este desigur că rezultatul pe care l-a înregistrat Partida Europeană în aceste legi prezidențiale este o consolare relativă și o mică speranță că din acest rezultat va crește o forță politică capabilă să oprească dezmățul în Republica Moldova. Repet încă o dată, e o speranță care pâlpâie, o speranță foarte, foarte nesigură, dar mă tem că mai mult nimic nu avem, cel puțin deocamdată. Iată, acestea sunt 5 evenimente despre care am vrut să vorbesc. Îmi pare rău că majoritatea dintre ele nu le privestesc moldovenilor nimic bine, dar așa a fost acest an. Victor Ciobanu? Sunt în situația să se repet anumite puncte, pentru că aici avem, cred că, consens. După mine, cuvântul cheie al acestui an este monopolizarea practic totală a tot ce mișcă în Republica Moldova, în primul rând pe domeniul economic și pe cel politic. Deci, legea 2%, care am numit-o într-un editorial, trebuia să fie numită nu stimularea fiscală și liberalizarea capitalului, dar să și împățani cu pățanii. Deci asta este denumirea legii, de fapt, corectă. Nu sunt de acord cu domnul Negruță, care zice că este, probabil a avut ironie, este ruptă de realitate. După mine este perfect, logic și se încadrează absolut în tot, dacă urmărim tot ce a făcut această guvernare nocturnă, începând cu spălarea banilor, furtul miliardului și acum vine legea asta care trebuia să legalizeze tot ce s-a furat în mod fraudulos în Republica Moldova.
Sunt de acord, într-adevăr, că asta deschide și portița pentru, de fapt, intrarea și chiar am discutat-o într-o emisiune cu domnul Negruță, această temă, pentru, inclusiv pentru capitaluri străine. Și atunci ne transformăm, ceea ce a spus domnul Țăranu, într-un paradis criminal. Spalarea celor 20 de miliarde de dolari îmi părea un cântec de leagă pentru copii. Da, și două vișinele care fac... care fac pe acest domeniu economic, ca să închei cu el, de fapt, deci după ce s-au înregistrat rezultate zero absolut la returnarea miliardului, deci absolut zero, deci cele 800 sunt vânzări de active, asta am discutat de multe ori, mai mult ca atât, datoria s-a transferat pe seama cetățenilor. Iată că ajungem încă la, am zis, la două vișinele cireșele pe acest or, cu monopolizarea jocurilor de noroc și a importului de medicamente. De fapt, ce urmăresc aceste două legi? Se monopolizează deja întregi ramuri, întregi domenii ale economiei. Deci, acum, partea a doua se referă la monopolizarea a tot ce este politic în Republica Moldova. Deci, am zis că cu eforturile susținute a găștei coordonatorului, deja avem un cimitir politic de la PD la dreapta, cei ce este în Parlament, începând și cu picere mea, apropo, pele de mea, iată, pele deja este pe ducă. O mică enigma mai rămas cu PSRM-ul, dar prognoza mea este tot atât de tristă și pentru ei. Deci în două variante ajunge tot acolo. Una este prin colaborare constructivă și atunci vezi ceea ce am spus anterior, și a doua este varianta printr-o confruntare față de coordonator, prin opoziție, ajunge la același rezultat, doar că cu mult mai repede, pentru că 5, 7, 10 socialiști din Parlament devin pro-europeni și social-democrați și cu asta se încheie. Okay. Bun, deci se merg pe top foarte repede. Instalarea guvernului nocturn s-a vorbit, nu mă opresc, la 20 ianuarie, 4 martie, domnul Țăranu a spus cei ce a întors, de fapt, toată situația. Și ce s-a întâmplat? A fost un moment de real amenințare pentru guvernare când au fost consolidate forțele de opoziție, indiferent de culoarea lor. Iată că printr-o decizie ele s-au transformat în concurenți electorali peste noapte. Am participat la acest exercițiu care s-a numit alegerea de către popor a președintelui. Rezultatul a fost unul previzibil din start, pentru că toate sondajele au ratat că stânga câștigă și Dodon câștigă. Deci, mai departe, legea 2%. Unicul efect pozitiv aici este, într-adevăr, o reconfigurare, dar care încă trebuie confirmată, a dreptei. Deci au apărut în această campanie electorală două partide. Acum am văzut primele declarații care un pic mă fac trist și sceptic dintr-o parte și din alta, nu am să le comentez. Cred că încă nu s-a conștientizat faptul că, de fapt, la încheierea acestui an trecem imediat în faza următoare, ceea ce se va numi sistem electoral mixt, în care regulile de joc în alegeri vor fi cu totul altele. Și indiferent de acest rezultat onorabil, chiar unul foarte bun care l-a obținut dreapta în aceste alegeri, el nu va conta în alte reguli de joc sau va fi cu totul altul. Și pentru asta trebuie să ne pregătim. Bun, să mai auzim acum și un alt top. Mergem la Washington, vorbim cu Vlad Socor. Bună seara sau bună ziua!
Bună ziua, bună seara, Val, și stimați colegi. Da, ce asta facem noi în această seară la noi, în cabinetul de numbră? Încercăm să fiecare să-și propună câte un top 5, l-am numit eu, al celor mai importante evenimente ale anului. Așadar, un top al evenimentelor anului 2016 în viziunea lui Vlad Socor. Da, cred că aș vorbi mai degrabă despre trenduri, tendințe și procese decât despre evenimente individuale la nivelul statului și la nivelul societății. Întâi, la nivelul statului, constatăm o continuare a procesului de înrăutățire a situației politice și economice în Republica Moldova în anul care se încheie. Miliardele, nu se știe nimic despre ele, unde s-au dus. Zero investiții străine, fapt care are consecințe grave asupra dezvoltării economice și asupra nivelului de trai al cetățenilor. Statul nu numai că este capturat și corupt, dar s-a adâncit acest proces de capturare și corupere a statului. Avem un stat al compromatului în Republica Moldova. Compromatul care înseamnă fabricarea sau producerea unor materiale compromisătoare reale sau fabricate, cu scopul fie de a cumpăra, fie de a șantaja alți jucători politici și economici. Iar la vârful acestui stat al compromatului este instituția Procurorului General, care, iată, a intrat acum pentru 7 ani de acum înainte, din nou sub controlul domnului Plahotniuc. Eu am văzut interviurile recente ale fostului procuror al Chișinăului, domnul Ion Diacov, un om ieșit din sistem și devenit critic al sistemului, care arată faptul că anume oficiul procurorului general este vârful statului compromatului. Și tot în anul care se încheie, pentru prima dată, am constatat alegerea unui președinte, unui șef al statului, declarat pro-rus. Acest fapt demonstrează dezamăgirea în eșecul partidelor zise europene. Dar de asemenea se constată și o nemulțumire generală împotriva coordonatorului, care are, domnul Plahotniuc, care are un rating negativ de 90%. La nivelul societății, deci, constatăm o nemulțumire generală față de coordonator, dar și față de partidele zise europene care au dat faliment. Aceasta a creat un spațiu foarte larg de creștere și dezvoltare pentru partidul Platformei Da și partidul PAS, condus de Maia Sandu. Anume, partidul Platformei Da, în decursul anului, condus de Andrei Năstase, a reușit în mod eficient să mobilizeze potențialul de protest care a apărut și crește în Republica Moldova. Iar scorul obținut de doamna Maia Sandu, cu sprijinul partidului său, partidul PAS și al partidului Platformei DA, 48%, este o performanță splendidă în condițiile în care doamna Sandu și aliatul ei, Andrei Năstase, au avut practic zero finanțare, foarte mic sprijin în mass media, niciun pic de acces la resurse administrative, nici măcar un singur primar, nici măcar, și au suferit o campanie de calomnii și murdării nemaipomenită din partea holdingului media al domnului coordonator. Iată de ce eu privesc viitorul acestor partide, după performanța de 48%, cu optimism, dar cu anumite condiții. Deocamdată ambele partide sunt de fapt niște ONG-uri, niște organizații neguvernamentale de amatori, entuziaști și patrioți. Dar aceste calități necesare încă nu sunt suficiente. Aceste partide trebuie să devină partide în adevăratul înțeles al cuvântului, inclusiv cu o bază financiară, și ele trebuie să arate publicului, alegătorilor, personalități care, în cazul că aceste două partide obțin majoritatea, să poată să preia în mod convingător răspunderi ministeriale. Da. Mulțumesc mult pentru această intervenție, Vlad Socor. La mulți ani! E ultima emisiune în acest. Stimați colegi și ascultătorilor și spectatorilor. Da, revenim. Revenim. Apropo, toate aceste probleme, evenimente, trenduri pe care am încercat și noi să le schițăm, nu le-am auzit din gura lui Dodon.
Deci el s-a dedat unor declarații deșanțate. A spus tot ce poate trece prin capul unui pacient în unor instituții specializate, dar deloc nu s-a referit la aceste mari și dureroase probleme. Cam de ce? Dodonici nu putea să se referă la aceste probleme despre care vorbim noi. El e doar socialist, el e pentru binele poporului. Și când acest socialist cu casă 2,8... În campanii le-a invocat. În campanie l-a invocat destul de tangențial. El și-a construit o campanie electorală geopolitică și din punctul meu de vedere, Dodon este astăzi în Republica Moldova președintele celor care caută Uniunea Sovietică. Dodon nu este președintele nici a moldovenilor măcar. Moldovenilor cu siguranță nu este. Da. Nu este președintele. El este omul Moscovei 100%. El nu are naționalitate, el nu este moldovean. Și a făcut această campanie electorală exclusiv prin prisma lui Manuk Bey, încercând ca să rusifice Republica Moldova și prin această declarație, prin care spune că Rusia trebuie să ofere mii de burse pentru Republica Moldova, nu înseamnă nimic altceva decât rusificarea Basarabiei, cei ce nu s-a reușit în timpul respectiv la 1812 și 1918. Pentru că aici, în Republica Moldova, limba de stat nu este limba rusă, dar este limba română. Asta Dodon nu înțelege. Comicul situației este că rușii nu vor oferi niciun fel de burse. Asta nu este vor oferi, pentru că Republica Moldova, paradox, până la urmă, nu este în vizorul fundamental, temeinic al Rusiei. Ei au nevoie doar de cuiul pe piele aici, această Transnistrie, care trebuie să obțină un statut special, cu ajutorul căreia vor menține Republica Moldova permanent într-o stare de incertitudine, ceea ce este cel mai grav pentru noi toți aici, cel puțin după 26 de ani, atunci când ne-am făcut mari iluzii împreună cu Anatol Țăranu, votând independența Republicii Moldova, că peste 26 de ani vom trăi în elvețiu. A doua viață, într-adevăr, și vedem că după 26 de ani tot pe barecade ne regăsim. A spus cineva în 90. Acum, Dodon nu putea să facă acest lucru și din alt motiv. Pentru că el este 100% omul lui Plahotniuc. Ceea ce acest lucru, Plahotniuc l-a dejucat foarte eficient atunci când l-a scos pe Dodon în fața Parlamentului cu acel protest, plătindu-i pentru ca să se instaleze cu acele corturi în fața Parlamentului. Și a dejucat acest rol, acest impact major al protestelor din Piața Mare Naționale. Dodon a fost spălat cumva și în campanie electorală el a avut o alură de antioligarhie. Dar, de fapt, toți electorii lui Dodon sunt electorii Moscovei, sunt pro-ruși, pro-est, pro-Uniunea Vamală și în niciun caz nici nu sunt pro-europeni. Electorii lui Dodon sunt vorbitori de limbă rusă, electorii lui Dodon sunt cei care nu realizează avantajele unei democrații europene, electorii lui Dodon sunt cei care nu își doresc să trăiască într-o civilizație normală, să trăiască într-un stat acolo unde integritatea și meritocrația este pe primul loc, acolo unde, într-adevăr, valorile umane sunt promovate. Da. Pare rău să vă contrazic, dar sunteți politician și sunt nevoit să o fac. Nu, eu nu sunt politician, eu sunt reprezentantul societății civile și spun un adevăr despre cine sunt electorii lui Dodon. Dacă abordați atât de simplist, atunci la viitoarele alegeri ne paște aceeași situație. Eu nu particip. Da? Deci nu sunt doar vorbitori de limbă rusă. Deci, eu am spus, sunt cei, de acord. Sunt de acord, perfect. Dar sunt cei 60% care spun că regretă destrămarea URSS-ului. Asta e, sunt cei aici care trebuie să spunem că ăștia sunt moldovenii care trăiesc la țară, la care o rudă lucrează la Moscova, trimite bani din Rusia și ei, suplimentar la asta, privesc canalele pe care Plahotniuc le servește, dar astea sunt canalele rusești. Exclusiv. De aceea, iată, avem ceea ce avem în capul moldoveanului și orice barometru arată. Eu numesc asta un terci și Dodon a fost cel politician care perfect s-a plasat pe acest terci din capul moldoveanului, pentru că el a fost și ortodox, și populist, și cum vreți. Bine, deasupra la toate minciunile lui Dodon.
Dodon crasă, minciuna crasă de celul Dodon, pentru care trebuie să fie deferit de către Curtea Constituțională sau de către instituțiile de drept justiției și trebuia să poartă responsabilitate pentru ceea ce a făcut în campanie electorală. Ceea ce nu s-a făcut, nu s-a întâmplat, pentru că era mână în mână cu Plahotniuc. Bă, da, n-aveți impresia că Dodon este o țintă falsă a discuțiilor noastre? Că, de fapt, în afară de, vrezi, așa și de este. Unele declarații ca și funcție de președinte, alegerile președintelui, în afară de aceste falsă declarații belicoase, chiar nu văd omul ăsta cum ar influența el procesul politic de la noi. El este plasat ca și cum să ne sustragă atenția să discutăm despre prostiile astea cu cererea discuziei. Și lansat deja această filieră. Eu cred că Dodon este proiectul cel mai strălucit al sistemului. Dodon a fost creat de sistem în momentul când sistemul trecea printr-o criză. Avântul mișcării protestatare în Republica Moldova a atins cote extrem de periculoase pentru sistem. Vă aduceți aminte? Oamenii au intrat în Parlament. Da. Da, n-a existat, nimeni nu s-a așteptat, inclusiv și conducătorii acestui protest, că acest lucru s-a întâmplat. De aceea, așa s-a... Așa da, dar cei de la putere nu s-au așteptat că se vor opri oamenii. Este adevărat. Nu s-au așteptat. Adevărat. Dar Dodon special a fost plasat, implantat în zona protestatară, ca să creeze ceea ce spui tu, Val, o țintă falsă, o forță falsă, ca să discrediteze în așa fel mișcarea protestatară pe ansamblu, să iau de cu fapt tot o altă conotație și să o îndrepte pe o filieră nepericuloasă pentru sistem. Și trebuie să recunoaște... Și prin ricoșeu să învinuiască și platforma, este, da. Da, asta pentru o juncțiune făcută da, în, așa este, în da intenția să diminueze sinceră prin de a protesta. Prin discreditare să diminueze protestul adevărat, autentic. Și trebuie să recunoaștem că această stratagemă a sistemului a reușit strălucit. Astăzi colegem roadele acestei stratageme și acestei provocațiuni care a fost pusă la cale, a fost bine gândită și unde noi ne-am prins. Apropo, ca să nu uit, nu cumva să se termine dimensiunea fără să spun acest lucru. Avem o cale extrem de complicată de parcurs și de fel nu există garanții că vom fi capabili să o parcurgem cu succes această cale de luptă împotriva sistemului. Ar putea să se întâmple că sistemul va supraviețui încă mulți ani înainte și unii dintre noi nici nu vor apuca sfârșitul acestui sistem. Și aici mă refer în primul rând la mine. Da. Haideți să vorbim de... Să nu fim pesimiști, vorba unui prim-ministru. Dar vreau să vorbesc despre un obiectiv foarte, foarte apropiat. Acum când spunem că trebuie să creăm o forță, un pol politic, care trebuie să câștige alegerile parlamentare, este totul adevărat. Dar este un obiectiv, iată, se va începe în primele zile a anului care vine. Dacă forțele pro-europene, forțele democratice, forțele naționale, nu vor fi capabile în ianuarie, în februarie, în martie, să apere ultima oază a libertății cuvântului în Republica Moldova. Și aici mă refer la Jurnal TV. Așa cum este el. Nu e cheie de la biserică, are problemele lui, inclusiv și la nivel de politică editorială și așa mai departe. Dar nu putem să negăm faptul că Jurnal TV astăzi, de aici pornesc toate impulsurile de luptă împotriva sistemului și pentru libertate. Dacă nu vom fi capabili noi să apărăm această oază, această insulă, care ar putea să se prefacă în continent, în caz dacă cu adevărat aici se vor desfășura evenimente, nu avem șanse. Nu avem șanse. Dacă se va încerca ca Jurnal TV să fie strivit prin metode administrative, așa cum poate și face sistemul, dar așa am înțeles că există acum predispoziții de asemenea fel. Indicații, cred. Dacă că nu se va ridica valul protestatar, valul de solidaritate cu un val care va apăra Jurnal TV-ului. Să știți că noi nu avem șanse în România cu în două holdinguri, unul mare și unul mai mic. Da. Mă folosesc de această ocazie de pasă pe care ne-a servit-o Anatol Țăranu să fac câteva precizări. Impresia mea este că Jurnal TV va fi închis într-un timp foarte scurt.
Semnalul a fost dat astăzi la ședința Consiliului Coordonator al Audiovizualului. A luat cuvântul un lacheu, un trepăduș al lui Plahotniuc, Vicol îi spune, parcă așa îi spune, și a propus ca să fie pedepsit postul Jurnal TV pentru emisiunea Ora de Ras, aia, subiectul ăla de pomină cu pompieri, pentru care autorii emisiunii și-au cerut scuze. Să vă spun ceva ce cred eu despre un post de televiziune, printre care e și Jurnal TV. Fiecare post de televiziune este liber să-și aibă propria sa politică editorială. Și așa e în toată lumea. Așa este peste tot lume. De ce este liber? Fiindcă și telespectatorul e liber să aleagă postul de televiziune în care are încredere. În momentul în care telespectatorul operează cu acest obiect absolut magnific și postul de televiziune își pierde audiența, el se închide cu de la sine putere, fiindcă factorul economic este cel care determină o piață a presei libere și independente. Asta nu înțeleg nici cei de la CCA, nici cei de la holdingul Gubels TV. Și încă ceva. Acest Vicol propune să fie pedepsit Jurnal TV pentru, știți pentru ce? În fond, pentru o opinie, cum remarca și unul din autorii emisiunii Ora de Ras. Da, o opinie care, cu care puteți să nu fiți de acord. Puteți să nu fiți de acord cu multe lucruri. Vă spun, este singurul instrument, telecomanda, cu care poate fi pedepsit un post de televiziune. Următorul pas de care este prevăzut pentru pedepsirea postului Jurnal TV este suspendarea licenței de emisii. Au fost două pedepse până acum cu suspendarea publicității pe 3 zile. Acum urmează asta. Să vedem dacă vor îndrăzni să facă acest lucru, să vedem dacă vor face, ce reacții vor fi. Și eu sunt mai puțin optimist, împărtășesc pesimismul lui Anatol Țăranu în ceea ce privește sfârșitul sistemului, pe care unii dintre noi poate nu vor apuca să-l vadă. Bun, asta a fost o remarcă, s-ar putea să nu fie așa și cei din CCA să primească o altă comandă. Chiar ne dorim să nu fie așa. Da. Nu contează că ne dorim sau nu. Depinde ce comandă vor primi. Asta este tot. Guvernul are grijă de noi ca să ne majoreze permanent longevitatea. Vedeți și reforma sistemului de pensionare, speranța de viață. Și așa că vom apuca. Haideți să fim mai optimiști. Da. Da. Vyacheslav Vicuță, ceva semne optimist se întrezăresc, parcă am auzit ceva, sunt bani pentru gazoductul Iași, Ungheni, Chișinău. Parcă femeii promite ceva bani. Nu se știe dacă România, cred că vor da și ei în continuare următoarele tranșe de probleme. Bine, probabil că în contextul acelor discuții care au fost cu top eveniment în 2016, un eveniment este și semnarea acordului cu Fondul Monetar. Apropo, dacă nu avea să existe acest memorandum semnat cu Fondul Monetar, cu siguranță această lege cu amnistia era avea să treacă în două lecturi într-o noapte pe la 12. Deci, ziceam de mai multe ori că acest memorandum este unicul mijloc pe care ni-l oferă comunitatea sau partenerii de dezvoltare nouă societății ca să ținem în frâu și să penalizăm această guvernare, ba mai mult să impunem, de fapt, punctul nostru de vedere în anumite lucruri. Deci, este adevărat că acest memorandum cu Fondul Monetar a deblocat anumite finanțări, anumite discuții, anumite proiecte, dar permanent persistă acest risc pentru că ei joacă la limita riscul blocării, cu riscul de a fi blocată finanțarea. Dacă ne uităm atent, în 2017, 30% din veniturile la buget depind de intrări din exterior, fie credite, fie granturi, ceea ce nu s-a mai întâmplat în anii. Asta nu este firesc pentru existența unui aici buget. Doar un pic. Deci, noi în anii buni, să zic așa, de dialog cu partenerii de dezvoltare în 2010-2013, aveam ceva în jur între 8 și 12% din venituri, ca și dependența bugetului era la nivelul ăsta. Acum, orice blocaj de finanțare, orice decizii
proaste luate la Chișinău, deci riscăm să avem un blocaj important pe filiera sectorului public. Și e vorba de salarii, e vorba de pensii, e vorba de instituții care până la urmă, cele bugetare, instituții, universități, entități medicale, să ne trezim cu activități blocate. Sunt anumite proiecte care au fost lansate, cum ar fi și gazoductul. Sunt anumite contracte quasi-comerciale cu Banca Europeană de Investiții, cu BERD. Dar aici este și interesul finanțatorului, pentru că ei își iau dobânda. Mai departe contează ce facem noi aici, cum mijloacele respective sunt implementate. Noi epopeea cu gazoductul o cunoaștem de ani de zile. Că ba sunt bani, ba că în bugetul României, ba în bugetul Republicii Moldova, ba că vin bani de la Bruxelles. Până la urmă, gaz nu prea a ajuns aici. Deci să dea Domnul astfel de proiecte de infrastructură să aibă și finalitatea. Deocamdată sunt lucruri interesante, dar cu un risc enorm de a avea blocaj. Și asta este realitatea pe care o avem. Bun, timp ne rămâne foarte puțin. Practic, nu ne rămâne timp și m-am gândit să schimbăm un pic formula obișnuită, că dădeam la sfârșit de emisiunii câte un minut pentru a trage concluzii. Hai că acum suntem în prag din un nou an, ultima emisiune, câte două minute pentru fiecare ca să tragem niște concluzii. Bonus. Sunt extrem de generos. Victor Ciobanu. 2016 a fost un an pierdut după dezastrul din 2015, care de fapt ne-a întors, cum am zis, la nivelul anului 2010. De Doamne, spre 2020 să atingem nivelul anului 2014. Fanfarele guvernării nu cred că trebuie să le luăm în serios. Creșterile de 3% anunțate nu reprezintă de fapt nimic în general, în termeni comparabili. Deci suntem întorși cu mulți ani înainte, guvernarea aceasta semicriminală, dar poate criminală de plin, de fapt a șters 10 ani de dezvoltare a țării. Cred că unica soluție este schimbarea acestei guvernări și revenirea la o normalitate. Dar schimbarea acestei guvernări, eu cred că cei care se gândesc la aceasta trebuie să aibă în vedere că guvernarea nocturnă, așa cum a vrut să treacă de pe sub masă această lege cu 2%, nu se știe dacă ea încă nu va apare, pentru că ei joacă nu chiar la limită, dar sărind calul, mai corect vorbind. O să se voteze tot atât de subit trecerea la un sistem și o să avem alegeri parlamentare la anul viitor, complet după alte reguli, ca nimeni să nu fie pregătit. Deci asta este, cred că, obiectivul principal pentru toate forțele sănătoase care vor să schimbe acest regim și această guvernare criminală. Valentin Dogăniuc. Eu cred că în 2016, așa cum s-a menționat deja aici, cei de la guvernare și-au fortificat pozițiile pe toate dimensiunile. Acest lucru va continua și în 2017, având majoritatea parlamentară confortabilă. Dodon, Igor Dodon, deci nu va conta, el va juca așa cum va dicta coordonatorii. Și aș vrea să văd și pe aceasta când Igor Dodon va propune pe Vlad Plahotniuc la funcția de prim-ministru. Atât de mult a trâmbițat Dodon, că deci nu va face acest lucru. Pe de o parte. Pe de altă parte, așa cum am spus și în alte timpuri, pesimiștii de mult au plecat aici. Au rămas doar optimiștii. Dar cu optimiștii este destul de dificil, deci, ca să lupți. Pentru că ăștia sunt incurabili. Mai ales dacă sunt optimiști, incurabili. În contextul în care ați vorbit despre această insulă de libertate care se numește Jurnal TV, jurnal.md, Jurnal TV, deci tot concernul Jurnal, sunt sigur că va fi apărată această insulă. Pentru că există încă suficienți oameni dornici de libertate aici, în Republica Moldova, aici, în Basarabia, care se vor mobiliza exemplar, așa cum s-au mobilizat pe parcursul anului 2015-2016, care vor protesta exemplar și, în niciun caz, nu vor reuși aceste forțe care își doresc foarte mult ca să nu se cunoască nimic, ca să nu se vorbească nimic, pentru că, de fapt,
a spune adevărul și a spune lucrurilor pe nume este moartea oricărui regim criminal și oricărui dictator. Iată, în contextul ăsta, eu sunt sigur că în 2017 lupta, bătălia va continua. Îmi doresc ca în 2017, eu personal și noi toți împreună, să nu repetăm greșelile anului 2016, să nu luăm hapuri, să nu cădem în plasa celor care organizează și de fiecare dată se gândesc la fel de fel de strategii, deci cum ar putea deci să diminueze impactul acestei lupte, acestui protest asupra oligarhiei, adică să devieze lovitura principală de la dânsii. Bun, mergeți la Vlin Crucea. Probabil că 2016, din păcate, a fost ratat ca și perioadă pentru a pregăti și a salva anul următor, 2017. Noi am avut această șansă, din păcate am ratat-o. Din păcate, agenda economică, financiară, socială 2017, de fapt, va fi umbrită cu agenda de politică, spectacole și show-uri televizate, așa cum știe această guvernare să facă. Din păcate, exact, din păcate, această tendință pe care noi observăm de monopolizare a anumitor domenii, activități, va continua în 2017 și va căpăta proporții periculoase pentru tot ce se cheamă libertatea cetățeanului, libertatea cuvântului, tot ce se cheamă monopolizarea fluxurilor financiare într-un anumit portmoneu, de unde vor fi finanțate cu duiumul orice capriciu acestei guvernări. Totodată nu exclud să vedem și o tentativă destul de interesantă de a accelera anumite procese de privatizare, de a prelua anumite active care încă mai prezintă interes pentru anumite grupuri care și-au dorit să-și legalizeze veniturile ca ulterior să le placeze în aceste întreprinderi. Dar totodată, exact, dar totodată vom vedea și câteva lucruri probabil de naționalizare, pentru a scoate presiunea socială și nemulțumirea care există. Și anumite ulterioară privatizare. Da, nu exclud să vedem și anumite lucruri destul de contradictoriu la prima vedere, și privatizări și naționalizări, pentru că grupul de guvernanți, grupul de oligarhi care este în preajma oligarhului, din păcate, a ajuns să se suprapună pe structura statului. Și azi deja e un tot întreg, dacă cumva exista un paralel și entitățile statului erau la cheremul acestui grup, acum deja toți s-au făcut una cu statul. Și de aici naționalizarea, preluarea anumitor întreprinderi înapoi, deci de fapt va veni din interesul de a gestiona toate procesele deja din fotoliu de stat. Deci anul 2016 a demonstrat că cuplarea eforturilor a două partide politice noi apărute pe scenă, PAS și DA, nu au fost suficiente pentru a câștiga alegerile. Eu cred că efortul cuplat al acestor două partide nu ne garantează nici victoria în alegerile parlamentare. Nu putem să riscăm. Este nevoie în anul 2017 în Republica Moldova să apară un proiect politic care este capabil să unească într-un singur punct, să focuseze într-un singur pol politic bine organizat, bine finanțat, susținut mediatic și care este capabil să câștige alegerile parlamentare. Acesta este obiectivul. Deci sunt de acord cu colegul meu, Victor Ciobanu, care spune că alegerile ar putea să vină absolut neașteptat. Nu noi suntem acei care decidem când vor fi alegerile. Exact. Alegerile vor fi decise de acei cu care noi ne confruntăm. De aici nu avem cum să pierdem timp. Nu putem să ne permitem luxul pe care l-am permis în 16, când coagularea eforturilor s-a produs cu două săptămâni înainte de alegeri. Da. Asemenea gafe nu pot fi repetate. Anul 2017, așa cum 2016 a fost un an ratat, așa 2017 trebuie să se prefacă într-un an al unor posibilități realizate. Bun. Vă mulțumesc mult pentru prezența la această emisiune, pentru prestație intelectuală exemplară. A fost cu minți azi. Asta a fost ultima emisiune din acest an. Ne revedem la anul. După o mică pauză, după o pauză de publicitate, deci revenim la proiectul și punctul. Acolo vom discuta o problemă atât de veche, dar
mereu atât de nouă. Despre cele două stiluri vom vorbi. Eu vă sărbătoresc Crăciunul pe stil nou, unii dintre invitații punctului sărbătoresc pe stil vechi. Vom discuta despre asta, această brambureală prin calendare, prin această dedublare a vieții va constitui, cred că, o temă de discuții foarte, foarte aprinsă. Vă aștept acolo. În rest, ne revedem la anul. Aprindeți candela la ferestre, lumină, mai multă lumină. We'll be right back.